urmează seara duelurilor. Muzica de petrecere a început războiul cu folclorul românesc. Cine iese învingător? Aflăm în doar câteva momente. Chef de chef și voie bună cu Dan Bursuc și a lui Gașcă Nebună! Doamnelor și domnilor, ca de obicei am căzut la mijloc între răi și buni, buni și răi. Nu știu care sunt aia buni, care sunt aia răi. Cert este că în această seară l-am provocat pe domnul Dan Bursuc să facem o întrecere, o confruntare, un război între taraful de petrecere, de manele, da, și taraful de folclor. Adică, într-un fel, Dan Bursuc încearcă să distrugă ceea ce ai inventat. Adică, după ce ai dus în toată România niciodată manele, nu distrug. Acum vrei să-i distrugi, să faci... Eu niciodată nu distrug, construiesc tot timpul. Adică, eu dacă am construit maneaua, de ce n-aș putea să mă implic și în folclorul românesc? Pentru că de aici am plecat noi. Maneaua oricum pleacă cu toate influențele din folclorul nostru românesc. Da, mă, dar nu o să mai aibă ce mânca Bogdan Artistu, păi să-și agești de piele, bocanci. Da, Bogdan Artistu deja îl cunoaște o lume întreagă și știe și deci își păstrează genul lui muzical. Perfect. Eu acum vreau să și doresc atât de mult să scot în piață folclorul. Și folclorul eu l-aș foarte mult în piață, crede-mă. Să scot folclorul. Uitați folclorul nostru românesc. Ia uitați. Și ca să nu creadă lumea că facem mișmașuri aici, da? Am chemat un interpret de folclor. Ornela Pasăre este aici. Da. Bună seara, bine v-am găsit. Ca să vezi că totul e pe bune, da? Dacă da. Vrei, te implici și tu. Nu e nicio problemă. Oricum, ea se implică de 10 ani cu mine. Întreb publicul. Războiul din seara asta, cu ce vreți să înceapă? Cu lăutarii sau cu folcloriștii? Spune-ți tare! Folclorul, da, are primul lucru! Da, e folclorul, are Dane, prioritate! Pe geaca ta de piele, că pierzi în seara asta! Fii atent! Gata? Hai! Cu cine începem? Cu Ornela sau cu Mălina? Mălina, hai să o vrem! Mălina, așa pe cu blonda! Perfect! Microfonul de live! Fii, te rog, amabil! Da. Te rog, eu mult poftim! Da, important e să începem, atâta tot. Acum începem tot ce se poate. Bună seara și bine v-am găsit. Re major, maestre. Romă dor ochii, mă dor pentru toată lumea prezentă, pentru toți cei de acasă, o melodie frumoasă de suflet și din suflet. Să înceapă și... Hai să-i dăm drumul să vedem. Bogdane, nu mai are rost! Hai, orchestra! Bogdane! Cana, 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 cana,
de-amore. Și dragoste pentru tine n-a scos o putimă în lume. Renunț la tot ce al meu, fără fără să mi pară rău. Las, mamă, las, dacă nu știu ce i-am dat de dragul tău. De tine, de tine are nevoie sufletul meu. Las, mamă, las, dacă nu știu ce i-am dat de dragul tău. Haide! De tine, de tine are nevoie sufletul meu. Cana jambe, cana, cana jambe. Canajambe ăsta, că te scoți tot timpul cu canajambe. Dar la următoarea tură tu nu mai ai ce să crezi. Mai vine încă una. Dai seama, surpriză. Surprise. Da, îți dai seama câte melodii de folclor avem noi? Plus că ce e aia să cânti taraf cu orgă? Uite aici, țambal frumos, da, la contrabas. Laurențiu Ciuciu, urmarele nostru țimbalist. Sigur că da, pe nu despre asta vorbim. Bebe, Ornela, vrei să te bași numai, tu? Numai folcloriști adevărați. Perfect. Dă comanda la țambal. Dă comanda la țambal. Mihai. Constantine, Constantine. Ornela, încearcă tu să explici tuturor telespectatorilor că muzica nu are culoare. Noi, el e dirijorul acestui taraf. Eu mi-am putut permite pentru că are un nume foarte celebru în muzica românească, familia Stanciu întotdeauna, și chiar am ales să fie mai deosebit el, să aibă o altă costumație, că el dirigează acest frumos taraf. Bogdan Artistu, fii atent. Ca să nu te pună fetele la pământ, da? Da. Dă-i și tu o replică, dar tot pe Constantine, Constantine. Okay. Să văd. Orchestra. Dar are nevoie de acompaniament. Constantine, Constantine, dar am dragostea în tine, dar am dragostea în tine. Yeah! Se mișcă bine, 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 se mișcă bine, de m-am împărțit pe mine, ha! Se mișcă bine, bine, ca-n Brazilia. Oh, oh, oh. Se mișcă bine, 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 ha! Se mișcă bine, de m-am împărțit pe mine. Da, da, ea a cântat în felul ei autentic folclorul și el, că fetele el nu fură de la voi. Da, da, dacă n-ar fi existat Constantina noastră. Adevărul că te-ai scos cu te instrumentul numărul 1, Elena. Te ajută foarte mult Constantina noastră. Foarte bun. E foarte dansabil, nu știu cum să spun. Am muzica asta. Ok, fă și tu o intrare în publicitate și după publicitate vine
replica fetelor de folclor. Ți-am pregătit ceva nimicitor. Ești la pensie. Ești la pensie. Ceva să ieșim în publicitate. Bogdan. Hai, Bogdan. Nu o să faci față, spun eu. Sunt două. O blondă și o brunetă. Hai zi-o cu aia cu publicitatea, hai. N-ar fi o problemă, că la o adică o pot pune și acolo, nu e problemă. Hai, Darabana, hai. Zi-te banca ta, bă, zi-te banca. Normal. Joacă-te la tine, la curte. La bloc. Hai. Băgăm. Și vine cam așa. Jurăm că nu mai putea să renunț vreodată la iubirea mea. Eu mă jur, iubire, cum vrei tu mai rău, nu te iubi nimeni cum te iubesc. Jurăm că nu mai putea să renunț vreodată la iubirea mea. Eu mă jur, iubire, cum vrei tu mai rău, nu te iubi nimeni cum te iubesc eu. Domnișoarelor și domnilor, după recitalul lăutarilor urmează folcloriștii să își arate adevărata valoare. Sarea și piperul. Hai să vedem. Hai piperul, tată. Într-un loc așa la frumos, unde m-aș întoarce mâine. Păi și-am plecat cândva la din jos, dintr-un sat uitat în lume. Într-un loc așa la frumos, unde m-aș întoarce mâine. Scumpa mea copilărie, tinerețe cu păcate și dragoste vă furate, cum o fost nu să mai fie. Pentru toți îndrăgostiții